Maestrul Dorel Vișan, alături de Mariana Anghel, de Ionuț Fulea și de solistul de muzică psaltică Petre Moise, a adus în sufletele spectatorilor liniște, o atmosferă a săptămânii patimilor, într-o viziune de excepție. Acest eveniment a fost o oportunitate extraordinară pentru șimleoani de a se întâlni cu actorul Dorel Vișan, care este printre primii 12 scritori de psalmi din lume. În această calitate a fost premiat la Madrid și la Vatican. În timpul concertului au fost auzite și celebrele pricesne, cântece religioase născute la țară în zona Transilvaniei. Există foarte multe sate din Transilvania, unde toată suflarea din biserică cântă pricesnele, fiind vorba de un moment înălțător. Evenimentul a durat aproape 2 ore, iar credincioșii au avut ocazia să asiste la un concert inedit de muzică religioasă. Să lași urile sfinte.
ce ești necăjit. Că de patru zeci de zile mi-ai rupt inima, copile, n-ai băut nici Thank you.
ne putem privi în sufletul și în corpul nostru, pentru că ne privim foarte rar. Citeam într-o carte înainte de a intra în spectacol despre lucrarea lui Iisus și am găsit o frază extraordinară. Ne nimic și nimeni nu este mai străin omului decât el însuși. Părintele nostru Adam, care a fost creat de Dumnezeu, singura făptură creată de Dumnezeu, toate celelalte au fost prin exteriorizarea gândului, prin poruncă, să se facă lumină, să despartă apele de pământ și așa mai departe. În Sfânta Evanghelie, să știți specifică, Doamne, cu mâinile tale m-ai făcut și m-ai zidit. Și l-a așezat în rai, în iubire, în înțelepciune și chiar în prietenie. Numai că bătrânul nostru, părinte, și-a refuzat dumnezeirea. Și de atunci noi refuzăm și noi și îl răstignim pe Iisus în fiecare zi. Nu ne este dată decât o singură viață scurtă. Și atunci fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe cum pot să investesc mai bine puterile mele ca să obțin cele mai frumoase roade. Cum pot să fac mai mult pentru fericirea mea, a semenilor mei și slava lui Dumnezeu. Pentru că, în ultima instanță, viața, dacă nu este folosită în aceste două scopuri, nu are nici o valoare. Sărbătoarea Paștelor întotdeauna a fost o formă de primenire și a casei, se făcea curățenie și în casă, și în suflet. Oamenii au uitat aceste lucruri din cauza uneia din otrăvurile cele mai mari ale lumii, dorința, pofta și îndepărtându-se de Dumnezeu, s-au îndepărtat de ei înșiși. Iar Dumnezeu ne-a împins la marginea lucrării Lui. Doamne, nu te îndepărta de noi și nu-ți întoarce fața. Că nu ne-ai fost și nu ne ești oaspete, ci părinte. Și oricât de răi și oricât de netrebnici ar fi copiii, Tatăl nu tulbură fântâna plină de lacrimi a râsului lor. Doamne, nu ne părăsi. Am batjucorit slava Ta. Am mințit și am iubit deșertăciunea. Dar știm că numai la Tine este scăparea. Ne ești mamă și ne ești tată. Și dacă ne-ai făcut din iubire, scoate-ne la lor larg din vâltoarea Scripturii. Tată, ne-ai făcut cupe de vin și ne-ai dat polarului să ne ardă în foc. Ne-ai făcut harfe sunătoare și fluiere tânguitoare. Atinge cu mâinile tale corzele sufletelor noastre și suflă din nou în lemnul cântărilor noastre. Tată Ceresc, de ce stai așa departe de noi și îl lași pe tâlhar să atace ca fiara în cărările dosnice? Nimicește, Doamne, limbile lingușitorilor și buzele celor care vorbesc cu trufie. Ocărăște-i, Părinte, pe frații noștri, care vor să-și ia toată partea doar din lumea aceasta. Fă să se clatine temeliile munților, să se învolbureze apele mărilor și vom alerga la Tine. Din dragoste pentru Tine ne vom urca singuri pe cruce și singuri ne vom reteza uscăciunile sufletului nostru.
Abia atunci ne vom aminti de primăverile în care am aruncat semințele noastre, iar toamnele împăcării vor rodi din nou. Oh,
Oh.
suferințe. În tine plânsa Domnul cu amar și El îmbracă haina suferințe. Un singur fir de păr din sprâncenele tale m-ar postoi ca pe un copil ce-n fașă leagă doica. Și privind măreția lucrărilor tale, sunt prizonier ca marea când se închide scoica. Ca bufnița ce noaptea vede a cerului culoare, iar dimineața-i oarbă, sunt orb și eu și nu pot să înțeleg misterul tău și-a luminii splendoare. Oare ce sunt eu, Doamne, să-ți amintești de mine? Oare ce sunt eu, Doamne, ca să mă cercetezi? De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele și de ce nu pot cădea mai jos de nădejdile mele? De ce odată îmi lovesc fruntea de stele și apoi cobor să scurm în rădăcini? De ce odată sunt fructul cunoașterii și odată sămânță căzută între spini? Te caut în munți și pe tinsele ape năuc, iar tu, neclintit lângă mine, continui lucrarea. Cuvântul mă bați și cu ploaia mă speli ca pe un prunc, cu o mână pe drum îndrepti
și cu alta mi-ntuneci cărare. Iar gândul plecat se întoarce la gând și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg ce cade din pom pe un mormânt.
se crește jale și pe mea. Voi să nu
Thank you.
Oh,
și pilda ce era menită să șteargă răul lumii, s-o judec cu trufie. Dă-mi, Doamne, ochii înapoi și desfundă-mi urechile și rupe urâtul care mă desparte pe mine de noi, când stau ca lupul hulpa pe albele zăpezi, să-i sfâșii căprioarei nevinovațiezi. Cât pâlpâie suflarea în carnea blestemată, îl dau pe altul la o parte și nu mă încape lumea toată. O ură și un blestem mi-e rătăcirea spre mormânt, iar mângâierea un târziu regret, când mă încap o palmă de pământ. Nu-mi întorc fața către tine, numai când mă încearcă cel mai viclean ca mine, atunci simt mărirea și atunci simt că tu singur ajungi de săvârșirea și atunci îmi dau seama ce la îndemână-i taina, cum că iubirii îi e de ajuns iubirea.
Thank you.
Thank you.
pentru ce te zbați în patim și în păcat. Pe Iisus și-a răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută în lume sus, jertfa crucii tot mereu, că El a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu știi că viața trece, vine moartea aproape rece, că decizi sufletul să-L pierzi în iadul muncii. De biserica cea sfântă a lui Hristos, tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a răpit. Cum te-a amăgit cel rău și cel sfintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, și toți cântă cu preotul într-un cor. Nevăzut de ochii noștri ai tuturor, ce te temiți alese, prin care dar nu primete Duhul Sfânt. Să-ntărească El credința pe credința cea ortodoxă în Iisus. Cele șapte sfinte taine El le-a pus, cine drumul Lui primește, cu Domnul se părtășește. Dragul meu, să trăiești cu nădejdea în Dumnezeu. Cine drumul sângele acestei umbre e durerea. Toată fericirea uitând în viață de parcă nici n-a fost. Numai durerea ochiul deșteaptă și face să privim trecutul nostru ca insule mândre în ocean profunde, de care a vieții noastre neagră, grea corabie în orice clipă se tot depărtează. Eu cred că această durere și suferință care o simt în viață vine din felul nostru de a gândi. Trece prin conștiința noastră, din felul nostru de a înțelege ordinea Universului și legea aceea dumnezeiască care ne dă voie să facem orice dacă avem credință. După cum gândește, omul poate fi limitat sau nelimitat, poate fi liber sau sclav. După cum veți vedea, într-o poezie foarte tristă pe care am să vă spun. Atârna acolo în dulap rochia cea roșie a mamei, în timp ce ea murea
ca o rană printre hainele vechi, cernite, în care și-a dus toată viața. M-au chemat acasă și când am văzut-o, mi-am dat seama că nu va mai dura mult. Uitându-mă la rochia cea roșie, i-am spus: de ce, mamă? De ce n-ai purtat-o niciodată? O rochie atât de frumoasă. N-am purtat-o niciodată, a răspuns ea încet. Stai jos, Mili. Acum cât te părăsesc, aș vrea să mai trec un lucru sau două, dacă mai pot. M-am așezat lângă patul ei și mama a tras aer în piept mai puternic decât credeam că poate să o facă. Știi, Mili, acum când simt că vă părăsesc, văd lucrurile altfel. Te-am învățat de bine, dar am și greșit. Ce vrei să spui, mamă? Toată viața am crezut că o femeie nu trebuie să-și ia soarta în propriile ei mâini. Că ea există numai pentru a-i servi pe alții. Fă asta, fă cealaltă. Îngrijește-te ca toți ceilalți să fie mulțumiți. Asigură-te că ai tăi sunt totdeauna în vârf. Și poate că odată și odată vei ajunge și tu la nivelul lor. Dar, de fapt, acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Așa a fost viața mea. Să am grijă de tine, de soră ta, de frații tăi și de tatăl tău. Ai făcut tot ce ai putut, mamă. Nu, am greșit. Am greșit față de toți. Niciodată nu v-am cerut nimica pentru mine. Tatăl tău e în camera de alături, fixează pereții cu ochii goi. A suportat foarte greu că i-a spus medicul. A venit la patul meu și a făcut orice ca să mai trăiesc. Nu poți muri, mi-a zis. Nu poți muri. Cu mine ce se va întâmpla? Auzi, cu mine ce se va întâmpla? Nu va fi ușor. Nici tigaia de prăjit nu știe unde să o găsească. Iar pentru voi, copiii, am fost o excursie gratuită și oriunde pentru toți. Prima în picioare dimineața, ultima seară în pat, 7 zile din 7 ale săptămânii. Pâinea care se ardea, o mâncam. Și bucățica cea mai mică de plăcintă. Mă uit la frații tăi și mă doare sufletul când văd cum se comportă cu nevestele lor. Și eu sunt de bine, pentru că eu i-am învățat așa. I-am învățat să creadă că o femeie este făcută numai pentru a da. Tot ce am adunat s-a dus pe voi. Nu mă amintesc vreodată să mă fi dus și eu în oraș să mă distrez sau să-mi cumpăr ceva numai pentru mine. Ba, când am cumpărat rochia asta roșie, aveam ceva parcă ar trebui să-i dau în altă parte și am luat rochia asta și am venit acasă cu un pachet mare. Tatăl tău mi-a și trântit-o. Ce ai cheltuit atâția bani? Unde o să o porți? Unde să porți? Eu mergi la o operă sau unde? Și a avut dreptate. A avut dreptate. N-am îmbrăcat-o niciodată decât atunci în magazin. Știi, Mili, am crezut că dacă nu ai tot ce trebuie pe lumea asta, o să ai pe lumea cealaltă. Dar nu mai cred. Cred că Dumnezeu vrea ca fiecare să avem ceva numai pentru noi.
Și să mai spun ceva, dacă o minune m-ar ridica din acest pat, ai avea altă mamă. Pentru că altfel așa. Atât de mult mi-am cedat locul că cu greu l-aș mai putea reface. Dar aș învăța. Aș învăța. A târna acolo într-o lap, în timp ce ea murea, rochia cea roșie a mamei, ca o ramă, printre haine vechi, cernite, în care și-a dus toată viața. Ultimele ei cuvinte au fost: Mili, te rog să-mi faci onoarea, să nu faci ce-am făcut eu, să nu-mi calci pe urme. Îmi promiți? I-am promis. Și mamei i s-a tăiat suflarea și în sfârșit și-a luat soarta în propriile ei mâini, prin moarte. Sprijinul acordat în realizarea acestui eveniment. Să dea Dumnezeu
ca Sfintele Sărbător de Paște să vă aducă lumină în suflet, pace, liniște și, așa cum îmi place mie să spun, pe masa fiecărui român să se găsească o bucată de cozonac și un pahar de vin. Sărbători frumoase! S-a părut spectacolul. Superb. Foarte frumos. A fost ceva încântător. Pentru cine ați venit în special azi? Pentru toți trei. Dumneavoastră, cum vi s-a părut spectacolul? Deosebit. Sunt încântată. Vă mai rog să treceți pe la noi, că și eu cam suferă de partea culturală. Deosebită plăcere. Vă mulțumesc. Ce le transmiteți artiștilor? Multă, multă sănătate. Sărbători fericite, multă iubire, să ne iubim, asta contează, să ne iubim toți. Extraordinar, mi-a plântut până în suflet, până în inimă, aș fi vrut să mai dureze 10 ore, atâta, parcă simțeam pe Iisus la noi în suflet, am plâns mereu. Pentru cine ați venit în special azi? Pentru Iisus, să-L întâlnesc oriunde, parcă L-am întâlnit aici, parcă L întâlneam într-o floare, într-o primăvară frumoasă. Ce le transmiteți artiștilor? Multă sănătate, în primul rând, și noroc. Dacă avem sănătate și noroc, avem de toate și să credem în credința noastră ortodoxă. Extraordinar. Extraordinar. Nu ne pare rău că am participat. Ne-a înălțat foarte mult. Ce le transmiteți artiștilor? Ce ne-au transmis și ei nouă. Ne mai bucură și altă dată. Un Paște fericit și lumină în suflet și în viață. Mulțumim foarte mult că ne-ați onorat, a fost un spectacol extraordinar pentru suflet. Că înțelegeți lucrurile astea, că în alte părți... Dacă veniți la anul, nu va fi încăpătoare sala asta. Cred că trebuie să fie mai târziu un pic. Așa s-a umplut în final. La Jibau, maestre, ți-am spus că este un om care iubește cultura, sprijină cultura. Tata e preot. Da, da, adevărul este că ne-am înrăit. Nu mai suntem. A fost o lecție și pentru. Ceea ce ați spus dumneavoastră a fost o lecție și pentru cum să intre la suflet. Da, da, da. Ne străduim. Da. Ne așteptăm și pe unul. Da, sigur. Care a fost scopul acestui spectacol? Suntem acum într-o perioadă deosebită, suntem în postul Paștelui și ne-am gândit că ar fi bine să organizăm și ceva pentru sufletul oamenilor și evident că acest spectacol eu cred că s-a pliat perfect pe această perioadă. Este momentul să ne ocupăm puțin și de partea spirituală a noastră, cum spunea maestru Vișan, să ne uităm puțin și înăuntrul nostru și să încercăm să fim mai buni în această perioadă.